România lucrului bine făcut astăzi, episodul Asfaltul. O firmă de construcții și-a luat înapoi asfaltul proaspăt turnat pentru că nu s-a înțeles la preț cu cei care au cerut lucrarea. Responsabile pentru drumul stricat sunt două firme care au băgat țevile de apă și canalizare sub o stradă din orașul Aninoasa din Hunedoara. După ce și-au terminat treaba, firmele au bătut palma cu un constructor care să toarne asfaltul peste țevi, fără contract scris însă. La final, meșterii nu s-au mai înțeles la bani. 70.000 de euro a costat asfaltarea, dar nimeni nu a plătit, așa că imediat constructorul a cules asfaltul de pe drum și l-a luat înapoi. Dacă nu găsesc repede o soluție, cele două firme sunt amenințate de primărie cu plângere penală pentru distrugere. Suntem unici în România, a fost concluzia primarului din Aninoasa, care, concluzie, care totuși nu consolează pe nimeni. Să amintim că primarul din Aninoasa este la al doilea mandat. El a fost reales. De obicei, cei primari care mai au un mandat, adică cetățenii au încredere în ei, îl mai votează încă o dată, trebuie să facă lucruri mărețe pentru oraș, pentru sat, pentru comună, unde sunt ei. Îl vedem pe Emil Boc, ce a reușit în Cluj. Pe de altă parte, sunt primari care, după un mandat, nu reușești cine știe ce, iar următorul care vine dă în cel de dinainte. Aici aduc exemplul de aici din București, da? Cum Nicușor Dan o scutură pe firea de fiecare dată când găsește câte un proiect nedus la bun sfârșit sau încheiat prost sau neînceput. Mihail, acum ai reușit tu să mă enervezi așa de la prima știre. Bine, nu tu, subiectul pe care l-ai prezentat, da? Eu nu înțeleg nici cu firma asta, da? De ce au făcut o lucrare fără să semneze un contract înainte? Cum adică tu te apuci, execuți lucrarea, torni asfaltul, termini, da? Și după aia, ăștia nu-mi dau banii. Păi ce facem acum? Păi cum ce facem acum? Nici nu cred că e legal, da, în primul rând. Să faci o lucrare așa pentru niște firme care lucrează cu administrația publică până la urmă și să te trezești apoi la final că n-ai semnat contract și că ăia nu-ți dau banii. Și parcă așa e o chestie de caracal all over again. Numai în România, într-adevăr, se poate întâmpla așa ceva, pentru că era foarte simplu. Dacă semnai contractul, îi dădeai în judecată. Nu suntem la grădiniță aici, m-am supărat pe tine, stric lucrarea, mi-au asfaltul înapoi. Păi ce-i risipa asta? Tu îți dai seama? Mai Alex, eu altceva zic. Hai mai bine să tăiem răul de la rădăcină. Iar aici, chiar dacă primarul din Aninoasa e supărat foc, ar trebui să fie supărat în primul rând pe el. Pentru că fiecare proiect pe care îl face, care se face într-un oraș, da, sau într-un sat, chit că sunt șosele, chit că sunt instituții ale statului, pornesc toate de la primărie. Primăria organizează o licitație, firmele și are un caiet de sarcini, da? Un proiect pe care trebuie fiecare firmă care vine și licitează, trebuie să-l îndeplinească. Firmele vin, își depună în plic fiecare cum vede, cum vizualizează, ce proiect are pentru proiectul respectiv, da? Și acolo primăria alege cea mai bună firmă, cele mai bune companii care să se ocupe de acel proiect. Da? De stradă, ce este? Bun, atunci primăria nu e cea care trebuie să aibă grijă ca lucrurile să fie desfășurate corect, ca toți cei care sunt implicați în contract să aibă termene și să fie respectate termene. Și am spus contract. Păi primăria nu este cea care trebuie să vadă că există contracte făcute. Acolo e problema. Nu le scuză cu nimic pe aceste firme care nu au făcut contract, că nu știu din ce motive ele cunosc acolo datele problemei, dar totul pornește de la primărie. De ce primăria s-a bazat pe niște companii care nu sunt corecte? Știi ce? Pe hârtie sună foarte bine ce spui tu, da? Să nu uităm că trăim în România. Care, da? Hârtie? Că n-a fost nicio hârtie. Planul există, da? Cu primăria care dă proiectul unei firme de gaze, de apă, ei la final, după ce termină lucrările, trebuie să repare ce au stricat. Eu m-am cam săturat de treaba asta, da? Primăria vine și asfaltează și vedem situația asta pe toate drumurile din țară, nu doar în București, nu doar în Aninoasa. Vine primăria asfaltată, peste o lună se trezește firma de gaze care are o lucrare, trebuie să spargă drumul. Repară cum repară, pentru că aici e o problemă. Ai contract, ai ce vrei tu cu primăria, îți faci treaba, repari, torni asfalt, dar apoi drumul ăla nu va mai fi niciodată, da, ca nou.
Păi și practic îmi dai mie dreptate că primăria este de vină, pentru că primăria dă contracte, primăria dă autorizații să revină asupra lucrului pe care, nu știu, l-au rezolvat în urmă cu primăria, o lună. Primăria ce ar putea să facă e ca la final, da, să nu plătească în momentul în care firma de gaze, pentru că ce o să facă acum? Firma de gaze o să zică, bine, nu vrei să repar? Fii sănătos, te las cu avaria sau firma de apă, da, care vine și sparge după firma de gaze. Nu. Primăria ar trebui ca la final, eventual, să nu-i plătească. Da? La final? De ce la final? Dacă eu, primărie, îmi setez un caiet de sarcini, știu ce am de făcut, ce trebuie verificat la strada asta? Conducta de gaze, conducta de lumină, nu știu, electricitate, bun, și îmi fac acolo un plan. Eu și consilierii mei, primarul, da? Și consilierii lui își fac un plan și știu încotro și cum să fie proiectul ăsta rezolvat. Nu e vina primării, nu e vina firmei de gaze sau de electricitate că au intrat unii peste alții. E bine, în primul rând, a primăriei, pentru că primăria e dirijorul, orice mi-i spune. Dar ce știe primăria când are de lucrat și firma atunci, de gaze? Cum, da? Adică ce știe? Pe contractele alea sunt degeaba? Sau anunțe, uite, am programate lucrări. Pe contractele alea ce sunt? Desene pentru copii? Sunt planul, desene, da? Cu unicorn? Ce sunt acolo? Calendarul și-l face fiecare. Firma de gaze, firma de apă. E obligația lor să anunțe primăria. Când nu să anunțe, Alex, că nu e pe... Dăm un telefon, auzi, eu astăzi mă apuc. Nu, trebuie să fie totul stipulat în contract astfel încât să știu pe ce mă bazez și pe cine trag la răspundere și cu ce trag la răspundere. Păi nu pot să mă bazez. Păi uite, și compania asta care și-a luat asfaltul înapoi s-a bazat pe vorbe, da, pe vorbe și uite ce s-a întâmplat. Nu mai e asfalt, da? Nu poți să te bazezi pe vorbe. Trebuie să ai lucruri scrise, concret, știi pe ce? Hârtie. Primăria ta ar trebui atunci să-i amendeze și pe ei, da? Dacă tot e așa șmecheră primăria. De ce păi nu este șmecheră primăria, tocmai asta cânt aici la tine. Zice, hai să mergem. Spune. Așa, că la final tot noi suferim, da? Până la urmă ce? Tot cetățenii suferă. Toți sunt bani pierduți, este timp irosit și la urma urmei cetățenii iar se dau cu capul de pereți în momentul în care trebuie să pună ștampila se pe... Se dau cu capul de pereți pentru că trec prin gropile astea, da? Se dau cu capul de pereți, de pereții mașinilor. Asta e România, lucrul e bine făcut. Hai să mergem la Radu. Radu, ai mai auzit de firme de construcții care să dărâme ceea ce au construit pentru că nu și-au primit bani? Acum, apropo de ce vorbeați voi, Alex și Mihaela, înainte, modul de a pune problema e foarte corect. Fiecare dintre voi are dreptate în felul lui. Când se face o lucrare de genul ăsta, mai ales când e vorba de lucrări publice, există grafice de execuție și programe de control. Graficul de execuție spune cam ce ar trebui, care sunt fazele determinate ale proiectului pe care trebuie să le bifeze cineva, constructorul, iar programul de control e cine verifică când. În situația asta, iarăși plățile se fac eșalonat. Și atunci când ceva, să zicem, nu a fost făcut ca lumea, lucrul ăsta ar trebui să aprindă niște beculețe și la un moment dat reprezentantul, firma care reprezintă primăria, care este o firmă de dirigenție pentru genul de respective lucrări, ar trebui să spună atenție în procesul verbal de la fața locului, de la faza X, se constată că nu s-a rezolvat problema A, B și C. Pentru că problemele astea nu s-au rezolvat, nu va fi eliberată tranșa de bani aferentă respectivelor lucrări. Și atunci, cam așa e mersul. Acum, în același timp, relațiile administrative dintre părți sunt atât de complicate, pentru că peștele de la cap se împute și în situația asta, dacă nu există legislație care să aibă și norme metodologice clare, coerente și date mură în gură oamenilor care deja sunt obosiți, că au foarte mult de lucru, au joburi foarte dificile în construcții să facă așa ceva. Pentru că lucrez cu pământul, sunt studii geotehnice, e foarte dificil. Și atunci, în situații de genul ăsta, apare un fel de workaround, din genul ăla de ok, ocolim că ne-am obișnuit să ocolim așa. Și să zicem, primăria ocolește că nu are experiență cu așa ceva, să zicem că nu face fiecare zi drumuri, celălalt ocolește la rândul lui, să zicem, constructorul care are și nevoie să taie colțurile și practic fiecare să facă viața mai ușoară, statul le-o complică, ajung la situații de genul ăsta ridicole în care unul a lucrat cu 3 faze mai mult decât ar fi trebuit până să fie plătit, unul probabil că n-a verificat dacă faza a fost la capăt ca lumea și la final cineva e foarte nemulțumit
Și cu toate că a mers în pierdere până atunci, mai rașchetează și își ia drumul înapoi și merge în pierdere în continuare ca să se simtă bine la sfârșitul zilei, să aibă ce povesti prietenilor când beau pahar de vin și spumegă. Cam asta ar trebui să fie. Mi-am luat asfaltul înapoi. Cheers for that! Radu, dar pare că problema asta nu apare doar în lucru cu administrația publică, dar chiar și în cazul unui proiect de casă. Vedem că există neînțelegerea asta. Arhitectul nu se înțelege cu constructorul, constructorul nu se înțelege cu beneficiarul, instalatorul cu electricianul. Și avem problema aia tipică, cu care sigur te-ai întâlnit, da? Instalatorul cu instalatorul care a lucrat înainte și vine ăla și zice: dar cine ți-a lucrat aici? Da, e imposibil, ia uite ce vrei. Da, un clasic. Cum facem să scăpăm de prostia asta, care pare tipic românească? Eu recunosc, n-am lucrat și n-am beneficiat de proiecte prin străinătate, dar în România te lovești de chestia asta la tot pasul, da? Nu putem să avem un proiect smart ca să evităm aceste neînțelegeri, da, să existe o comunicare mai bună în care toată lumea să lucreze în interesul proiectului. Aici, nu știu, probabil că tot un antropolog ar putea să spună mai bine, e vorba și de o problemă culturală. Românii, asta nu zic eu, zice Daniel David, care a scris Psihologia poporului român, pe care n-am citit-o, dar am deschis un capitol și s-a întâmplat ca în capitolul ăla să dau exact de ceva de genul ăsta. Românii au ceva cum au francezii și italienii, din ce spunea omul ăsta care el a zis-o, nu eu. Uneori preferă să se vaite decât să zic ok, cam ce-ar fi de făcut și cum putem să o obținem. Și mă simt și eu vinovat de chestia asta, că și eu am momente în care troznesc și pufnesc că m-a enervat cu tare, că nu mi-a mers mie cum credeam eu că să meargă. Dar până la urmă, important este să ne așezăm la masă. O cultura a colaborării este bazată pe încredere. La noi sentimentul din nefericire, tot psihologul David spunea de la Babeș-Bolyai, că sentimentul este neîncrederea în societate. Și atunci, dacă în Marea Britanie există sistemul de trust și de trustee, unde cineva lasă averea pe numele altcuiva, cum se întâmplă și la noi în cazurile de mare corupție, dar la ei e o chestie veche de 1000 de ani, și respectiva persoană administrează oarecum bunurile și activele, la noi lucrurile astea ar funcționa puțin mai greu. Funcționa în interbelic, dar după aia a început să nu mai funcționeze pentru că a venit comunismul și a stricat oarecum relațiile economice sănătoase. Lucrul ăsta se resimte și la nivel de colaborare între specialități, pentru că vă dați seama, fiecare român își dorește la un moment dat să-și facă o îmbunătățire în gospodărie și când el vine în gospodărie primește așa o mare palmă în frunte care îi spune: stop, tu ai nevoie de 2500 de hârtii și alea 2500 de hârtii ai nevoie pe ele de 3750 de ștampile și pentru una trebuie să faci un ping-pong între trei instituții ca să ți-o rezolvi cu tare. Și omul până la urmă zice: bine, mulțumesc frumos, se duce acasă și face treaba pentru că știe că îl amendează doar dacă îl prinde și îl prinde doar dacă îl reclamă vecinul. Și până la urmă vina e tot vina statului birocratic, care în loc să simplifice viața oamenilor, o complică. Există niște exemple, cred că le-am mai zis la voi data trecută, de cât de prost s-a achitat statul de treaba de a ne administra. Adică ei, în loc să facă politice, îi fac politică. Adică se ocupă de dat unii nații și de aruncat cu noroi, în loc pur și simplu să zică: domnule, avem de rezolvat X. Și dovada cea mai clară este că teritoriul național încă nu e în întregime cadastrat. Deci imaginați-vă că probabil suntem unul dintre ultimele state din Europa care avem genul ăsta de problemă. Deci dacă eu, să zicem, sunt undeva la sat, în oraș e mai dificil, și am o curte și eu am cadastru pe curtea mea și cadastru spune că curtea mea e cu un metru mai mare decât e de fapt, eu pot să mușc din trotuar și statul nu-mi poate demonstra, teoretic vorbind, că el are dreptate și că ăla e teritoriul lui, pentru că el nu l-are cadastrat. După aceea, situația proprietății a fost lăsată în sălbaticii anii 90 în aer, pentru că în perioada respectivă, în momentul în care a venit comunismul în România, s-a schimbat sistematizarea orașelor. Au fost, de exemplu, în orașul meu natal, în Râmnicu-Vâlcea, erau zone unde erau străzi, unde acum sunt blocuri. Și, practic, ce faci cu omul ăla care a reușit să-și retrocedeze o bucată dintr-un teren în spatele blocului și care el insistă să-și facă și el ceva acolo? Că vrea să facă un chioșc în care să aibă un magazin în care să vândă scutece pentru fiul său și fie sa, că ține la el și iubește. Pune situația asta, ce faci cu ei?
ar fi trebuit în mod normal să existe o politică care să fie egală pentru toți, să fi spus, domne, nu vă mai putem da bucăți din terenurile alea, pentru că unii nu mai aveți terenurile că sunt sub blocuri, alții le aveți, dar sunt fragmentate, alții aveți terenurile întregi, dar poate cine știe, localitatea va avea nevoie de ele și ar trebui să-i despăgubească în ani. Bineînțeles că ar fi fost scandal atunci, dar era perioada în care statul nu și-a asumat lucruri de genul ăsta pentru care să riște să intră în conflict cu populația. În schimb, când a fost vorba de drepturi și libertăți civile, am văzut ce s-a întâmplat la Mineriade. Deci, asta e situația. Nu funcționează mecanismele bine. Nu ne înțelegem unii cu alții. Regula nu e regulă. Și eu, el la un moment dat ceva trist, despre care am citit într-o carte bună, în Interpelic, sistemul, partea cu legile funcționa la fel. Se spunea că o lege are durată de viață 3 zile. Deci venea legea, lumea o respecta 3 zile până când oamenii învățau cum să o ocolească și după aia se cunoștea cu Ionescu, cu Popescu și cu Georgescu și zice, am eu un prieten avocat, nu e nicio problemă dacă facem așa. Și se făcea așa și apărea noua cutumă, deci era oarecum legea nescrisă care funcționa. Noi funcționăm în logica asta acum chiar un pic mai mult decât atunci, din nefericire. Așa că nu avem cum să avem situații corecte. Da, din viața păcate. E complexă. Dar și are tot sperăm, Radu, la situații corecte. Mulțumim!